mută pe tumulto. De pe al nostru meleag am pășit iar în prag, am pășit cu cântecul să la mută pe tumulto. Mureșule sună cu ardealul împreună, dorule, măi dorule, răsună ca să vestească dorul din inima noastră, dorule, măi dorule. Plecat nemulțumit, ăștia sardele mei, de-aia mă mândresc cu ei lor. Mara mureșul florit, cum să n-o fi tu iubit, tu ne-ai fost tată și mamă, vatra ta mereu ne cheamă dor. Mara mureșul răsună cu ardealul împreună, dorule, măi dorule, răsună ca să vestească dorul din inima noastră, dorule, măi dorule. Orice ar fi n-am putea să trăim alături. Cine la noi vrea să fie, îl primim cu bucurie, dor. Orice ar fi n-am putea să trăim alături undeva. Cine la noi vrea să fie, îl primim cu bucurie, dor. Maramureșul răsună cu ardealul împreună, dorule, măi dorule, răsună ca să vestească dorul din inima noastră, dorule, măi dorule. Maramureșul răsună cu ardealul împreună, dorule, măi dorule, răsună ca să vestească dorul din inima noastră, dorule, măi dorule. Bună dimineața! Daciana și Susana Placi, Costel Popa, bună dimineața! Bună dimineața! Bine v-am găsit! Să înțeleg, bine ați venit alături de noi! Două persoane, aceeași voce! Aceeași voce, dar nu același chip. Suntem gemene, dar nu suntem identice. Gemenele din Maramureș, care ne impresionează de câte ori vin la noi în platoul Star Matinal. Una absolventă de jurnalism și alta liceul Academia de Muzică Gheorghe Dima. Foarte frumos. Și Daciana, nu? Parcă tu ai făcut jurnalismul. Da, dar se pare că muzica ne-a unit mai mult și mergem pe același drum acum. Asta este foarte frumos, să păstrați tradiția și să faceți lucrurile frumoase în familie. Dar te-ai gândit vreodată să lucrezi și în televiziune sau pe partea de media? Nu prea am timp, pentru că sunt mereu pe drumuri, avem multe evenimente și suntem foarte ocupate. Bănuiesc că sunteți extrem de solicitate. Haideți să vorbim puțin și despre această colaborare, care sună foarte bine. Am venit în această dimineață cu un album frumos care este acolo. Se numește Maramureșul răsună cu ardealul împreună, precum s-a numit și cântecul din această dimineață. Este un album care conține 14 melodii. Uh-huh. Sunt colaborările noastre atât cu alți colegi, cât și cu Costel Popa, colegul cu care am venit în această dimineață. Avem 5 melodii împreună care sunt compuse atât linia melodică cât și versuri de către el. O, ce frumos! Totdeauna mi s-a părut foarte greu să compui o muzică. Da, într-adevăr, este greu și la acest album s-a lucrat 3 ani de zile și vrem să menționăm faptul că fiecare melodie de pe acest album are și câte un videoclip frumos. Păi am văzut și videoclipul piesei pe care tocmai ați cântat-o. Este unul foarte frumos. Unde filmat? În care zona țării? Este filmat în Maramureș, chiar în localitatea noastră, chiar în Săriștea la voi, de Sus. Chiar la voi acasă. Costel? Iubiți foarte mult țara, iubiți foarte mult Maramureș. Promovați foarte mult. Da, și ne-am gândit că în an centenar nu s-ar potrivi ceva mai frumos decât un astfel de album, Maramureșul răsună cu ardealul împreună. Costel, hai să ne spui și tu câteva cuvinte despre colaborarea cu fetele. Cum a fost? Este prima dată când lucrați împreună? Nu, deci noi ne cunoaștem de vreo 7-8 ani de zile. A început totul cu o frumoasă prietenie și pe urmă am decis să cântăm împreună.
Și în 2015 am înregistrat primele cântece. Și de atunci tot cântăm. Și de atunci tot cântați și iată a ieșit și un album la care ați muncit peste 3 ani de zile. Vă mulțumim foarte mult și vă mai așteptăm cu mare drag. Cu mare drag și noi. Paginile de Facebook unde vă putem găsi, pentru că sunt convinsă că sunteți foarte solicitați. Da, ne găsiți pe Suzana și Daciana Vlad oficial pe Facebook. Contul și pe comun, da? Da, așa, și pe Instagram. Aveți și cont separat, scuze. Da, avem profil, dar personal. Pagină doar comună și pe Instagram la fel, Suzana și Daciana Vlad. Costel Popa, nu? Costel Popa, simplu. Simplu. Simplu și la obiect. Vă mulțumim foarte mult și vă mai așteptăm cu mare drag la noi. Până atunci noi ne reîntoarcem la Zizica la bucătărie.